Consilierii județeni au fost convocați în data de 24 iunie la ședința ordinară a Consiliului județean călăraș. Pe ordinea de zi s-au aflat șapte proiecte de hotărâre, printre care proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului județean Milu Teodor Ionuț, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, începând cu data de 26 mai 2021. De asemenea, vor fi supuse la vot proiectele de hotărâre privind înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurilor județene în afara perimetrelor rurale și urbane, proiectul de hotărâre privind validarea dispoziției președintelui Consiliului Județean privind majorarea bugetului propriu al Județului Călăraș pe anul 2021 și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate din fondul de locuințeanele aflate în administrarea Consiliului Județean Călăraș.